25 de preoți înșelați de fosta contabilă a Casei de Ajutor Reciproc a Preoților. 25 de preoți au fost înșelați de fosta contabilă a Casei de Ajutor Reciproc a Preoților din Arhiepiscopia Târgoviște, iar femeia a fost reținută pentru 24 de ore pe bază de ordonanță, sub acuzațiile de dilapidare și uz de fals, după ce a întocmit în fals contracte de împrumut pe numele acestora fără știrea lor, provocând un prejudiciu în valoare de aproape 120.000 de lei. Surse din anchetă susțin că femeia era o angajată respectabilă la instituție în care toată lumea avea încredere, iar actele false pentru credite au fost întocmite în perioada 2008-2011 pe numele a 25 de preoți, aceștia reclamând infracțiunile la poliție. Cazul a fost instrumentat de polițiști și Serviciului de Investigare a Fraudelor, care au probat activitatea infracțională a femeii. De ce ați înșelat pe preoți, doamna contabil? Nu v-ați gândit că faceți credite false? Aveți ceva de declarat? Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Dâmbovița au probat activitatea infracțională a unei femei în vârstă de 43 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și uz de fals. În sarcina acesteia s-a reținut faptul că în perioada 2008-2011, în calitate de contabilă la o casă de ajutor reciproc, și-a însușit diferite sume de bani, creând un prejudiciu de peste 100.000 de lei. Aceasta, în fapt, a efectuat mai multe acte de împrumut în numele altor persoane, fără ca acestea să ia la cunoștință. În acest moment este reținută pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Iar după începerea cercetărilor, ea a fost concediată. Femeia va fi condusă la instanță, la judecătoria Târgoviște, cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Și Arhiepiscopia Târgoviște a emis un comunicat de presă în care se precizează următoarele. Cu mâhnire și nedumerire am constatat derapajul de la legislația în vigoare, dar și de la normele de etică profesională a uneia dintre fostele angajate a Casei de Ajutor Reciproc a CRER-ului, mai precis a contabilei acestei instituții, și am aflat din presă că pe baza probatorului efectuat de către polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, aceasta a fost reținută joi 21 februarie sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și uz de fals, urmând ca procedura judiciară să și urmeze cursul legal. Este regretabil că Arhiepiscopia Târgoviște nu a fost contactată înainte de apariția acestei știri pentru a-și exprima punctul de vedere așa cum era firesc și uzual în astfel de situații. Casa de Ajutor Reciproc a Clerului din eparhia noastră este o instituție independentă cu organe deliberative și executive proprii, Consiliul Director și Președinte. Specificăm faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Târgoviște nu există niciun caz de delapidare. Toate informațiile necesare referitoare la cazul menționat au fost comunicate presei în mod oficial de către biroul de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița.